Aici suntem pe malul Buzăului, deci la zona de interferență a cel puțin 3 ecosisteme, deci râul cu fauna și flora acvatică. Lui, acvatică, codovaturi care le găsim numai pe malul râului, ce este în apă, pești, nevertebrate, deci drept în față, sus, pădure de conifere, ce anume asta? Dacă e brad... E de zona asta. Avem de zona plantație de coniferă, plantată acum vreo 50 de ani. Asta e drept în spate, nu? Stânci avem... Deci asta e pusă. Asta este plantată asta, de o cealaltă, da. Pe vârfurile celorlalți. Pe vârfuri avem vegetație spontană, intercalată cu mesteacănul, iar în continuare avem pădurea spre... Da, aceea clar, este pădure de poioase. De poioase, predomină stejarul. În continuare, spre Nehoiu, către Bădârlegi și Stănila, deci avem etajul stejarului, începe să fie în combinație cu fagul. Dar acolo în față, unde stăieturile, au mai pus ceva sau? Da, acolo s-au plantat de către cei de la Rovsilva. Bine, posibilități de exploatare a lemnului sunt minore datorită e prea abrupt. Da, malul abrupt. Asta e noroc cu deja sunt niște. Deci Vărunelu care lucrează la Institutul de Cercetări Silvice la Ștefănești spunea că păduri virgine au rămas în România acolo unde nu se pot exploata, exact. Normal, unde s-a putut tăia s-a cam tăiat, da, chiar dacă s-a plantat. Da, un exemplu, avem pe Valea Nehoiului unde a fost și repuși în posesie niște păduri, pădure de fag, păduri de peste 150-200 de ani care sunt protejate, deci, de natură și bineînțeles de Rovsilva. Da. Dar exploatarea e puțin probabilă. Știu că nu pot urca utilajele. Ca așa cu tăiat cu spatele nu e nicio problemă că taie un. Arbori au un diametru de peste 2 metri. Vă dați seama că la 200 de ani fagi aceia seculari pot fi declarați rezervații ale naturii, mai ales că pe munții Buzăului, la Hadaragu, până acum vreo 20 de ani, exista cel mai înalt arbore din Europa, care avea 62 de metri altitudine, înălțime, și era un fag secular care, datorită vântului și vârstei, a fost doborât, rămânând din el vreo aproape 30 de metri cub de material lemnos. Dar normal folosim pentru ardere. Da, uite ce frumos se vede, nu știu dacă prinde camera, două culori, deci amestecul ăsta de drept în față, de aici jos sunt foioase mai spre râu și puțin mai sus conifere. Avem conifere. Deci pin ar fi, nu? Printre ele ar fi, da, printre ele mai sunt mestecene. Mestecene, aceia cu coaja albă. Da, cu coaja albă, care s-au adaptat vânturilor, pentru că suntem deja în munte, se simte curentul Buzăului, apa Buzăului, dar acolo e vântul foarte puternic. Da, am fost inspirat că am venit cu puloverul la mine, că aici a trebuit să-l iau pe malul Buzăului, că... Iar zona, un viitor, o viitoare zonă turistică, prin noi, să zicem, construcții de către oameni, dar educate la o posibilitate financiară, plus o viitoare stațiune, pârtii de schi la Nehoiu, care a fost și doar să se modernizeze, dar avem deschidere largă către munții Pentereului, către munții Siriului, Mălâia, cu vestitul lac, unde a fost populate capre negre acum vreo 20 de ani, acum numărul lor se apropie de 300, iarăși posibilități... La Mălâia, deci da, multe, la Mălâia, 300 de capre e mult. La acela, lacul Vulturilor, iar a doua variantă și de posibilitatea dezvoltării turismului, care deja a început, e valorificarea frumuseților vârfului muntelui Penteleu, cunoscut de acum de sute de ani din perioada feudalismului timpuriu, datorită cașcavalului de Penteleu, după cum reiese din operele pseudo. Deci el are 1700 și 1772 de metri. Deci se urcă destul de greu pe el. De marele istorie și
scriitor Odobescu. De asemenea, avem studii și există la Nehoiu, datorită inițiativei profesorului universitar dr. Grigore Posea, original de la Nehoiu, actualmente decanul Facultății de Geografie de la Spirul Haret, înființarea unei societăți și cu sprijin european și al Băncii Mondiale, Valea Buzăului, sunt convins că peste 30-40 de ani, când copiii noștri poate vor fi acționari, va rivaliza cu Ionul. Da, e frumoasă și are multe lucruri. Poate chiar mai mult. Deci are lacul, munți. E lacul Siriu, lacurile care sperăm se vor mai... Mănăstirile de jos, deci Ciolanu și Răteștiul sunt la mică distanță, da, câțiva kilometri practic de DN10 și de râul Buzău, deci tot de Valea Buzăului, da, țin, tabăra de sculptură. Da, și acum vă mai completez eu cu o păstrăvărie la Bășeni de Calvin. Avem vestita Herghirei de la Cislău, care prin exemplarele pur sângere pentru curse și trăpașul arabul de transport greu, dar nu putem să trecem, să nu amintim de o mănăstire necunoscută în principiu. E cel mai vechi așezământ monahal de pe Valea Buzăului, construit deocamdată la 1536 sau 1556, două variante, de Mircea Ciobanu în prima variantă și după moartea sa, deci a doua variantă, de doamna Neaga, nepoata lui Ștefan cel Mare, care a fost soția lui Mircea Ciobanu, mănăstirea de la Cârnu. S-au făcut niște modernizări ale șoselei, asfalt de la Zaharești până la mănăstire. Avem un proiect, asfaltarea de la Pătâr Lage, Sibiciu de Jos, Zaharești, și în acest fel vom avea un acces foarte bun la această mănăstire, o zonă extraordinară. Avem organizat anul acesta a noua ediție a Florii de Tei, pe platou de lângă mănăstire, aproape, o pădure da. De tei, reține, foarte interesantă. Și, bineînțeles, au început să fie construite dotări pentru cazarea, primirea turiștilor la această mănăstire, acest lăcaș, care actualmente este de maici, în trecut era de călugări, era păstrări. Deci să precizăm, un așezământ vechi, monahal, modern totuși, că la colț, la monumentele lui Preste, sunt monumente proto sau paleocreștine. Da, 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 da. Acolo apare simbolul peștelui, primul și mai simbol departe, creștin. Avem singurul muzeu al Chihlimbarului care există la colț. Deci acela e chiar în centrul comunei aproape. Și este singurul din Europa. Iar pentru că colegul meu și doamna care a fost muzeograf, Viorica Nica, au avut inițiativă, au dezvoltat acolo o importantă bază de primire. Deci o asociație familială, o pensiune, care asigură... Aproape de muzeu, nu? Da, e chiar lângă muzeu. Și mai e în aproape acolo construită, cred că au terminat-o prin noiembrie-decembrie sau anul ăsta, chiar poartă în poartă cu mănăstirea de la Luniș, cu biserica de la Luniș. E mare, un așezământ mare agroturistic. Da, da, o să încercăm să facem acolo. Poate e chiar prea aproape de biserică, dar e bine acum. Și am înțeles că este accesibil de la Luniș în continuare. Și bineînțeles, se poate trece peste, după aceea, se ajunge la, din păcatele, ruinele băilor de la Bozioru și mai departe către lacul Bocearu și Lopătari. De asemenea, o zonă extraordinar de frumoasă, lacul care ne așteaptă cu undița și crapul care, chinezesc, care se pescuiește acolo. Și aș aminti, pentru că eu sunt născut, crescut pe aceste meleaguri, pe aici era un teren de fotbal, Buzău este foarte bogat în Mreană, în Clean, Clean Scobar. Scobaru, la Tețu sau Obledu. Deci în partea aia de deal și da, și se poate pescui în schimb foarte bine la barajul Siriu, unde au fost aduși spui de caras, care zicem noi că se dezvoltă destul de bine. Și după aceea către apele Cașoca, Harțagu și altele. Avem, da, la vreo 23 de kilometri în munte, e păstrăvul. Se pescuiește păstrăvul, care este... Da, destul de în munte, cam la 30 de kilometri de gura Teghii începe păstrăvul. Da, 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 se adună, mergem, face și cunoaște muște, muntele foarte bine.
Da. E frumoasă zona. Nu, e zona nemaipomenită. Deci, hai să se cam de aici. Da, hai să acela e și satul Păltinen, unde s-a născut și domnul Tănăsescu. Uite, casa, uite, chiar casa. Da, casa aceea albă, nu? Da, da, și cu țiglă. Să vedem dacă se poate casa apropia. Casa de peste 100 de ani. Da, drept în mijloc. Deci acolo v-ați născut, nu? Acolo uitați-o. M-am născut, crescut, o zonă minunată, extraordinară. Asta e, nu casa? Da, 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 casa, da, sigur. Este satul copiebistul copilăriei mele, ca orice... Normal, aici o, ca orice om care are... Ați urcat pe toate coastele astea, nu? Da, da, extraordinar. E o zonă minunată. Avem pe, după aceea... Cătunele, fundătură, după piatră, după această stâncă, stănila. Și mai departe, pe malul drept, dar la vreo 6 km, lacul, zona satului Cătiașul de Sus, sau Hangan, cum îi spuneam. Unde deci unde vine, în ce parte? Partea cealaltă, peste, facem schimbarea. Da, deci pe așa direcția vest. Exact, pe direcția vest. Așa, cam așa. Cătunul de fundătură, deja apare vârful Cătiaș la 1000, acolo sus, 1000 și un metru. Deci satul Cătiaș. Deci un, ține de? De Chioșdu. De Chioșdu, a, de da. Chioșdu mic. Și până acolo e pădure, nu? Până la Chioșdu e pădure. Că... De fag și iar către pod la, pod la brad, așa se numește, există plantație, pădure de brad. Deci un sat cu oameni extraordinar de primitori, în care am ajuns în 1966, în primul an învățător suplinitor, anul 2 student la istorie, geografie fără frecvență, am profesat ca profesor, anul 3 rămânând directorul școlii până în 1975, școală cu clasele 1-10, deci nu e glumă, cu vreo 360 de elevi, 12 cadre didactice. Aici, la Cătiașu? Da, la Cătiașu. Iar, și acum mai sunt 5, 6, 10, nu? Iar acum copii pleacă la Chioșdu, au carele de acces, transport cu microbus și toți copiii. Dar nici nu sunt mulți, Chioșdu. Probabil. Dar sunt foarte mulți, cred că sunt în jur de 150, putea să rămână lejer în școală cu clasele 1-8. Dar așa s-a hotărât, da. Aplice legea învățământului înainte de a fi aprobată de actualul Parlament. Dar o zonă nemaipomenită, încoate oameni foarte, foarte... foarte educați, bătrâni, care te respecte, care te așteaptă, indiferent că te cunoaște sau nu, te invită la o masă, înainte de o țuică bună, dar nu lipsește o masă, indiferent că e de fasole sau de orice ar fi, pentru că e necesară și știe că ești drumeț. Ești drumeț. Și mi-aduc aminte de acum, anul 1968, când academicianul Dan Bălteanu, directorul Institutului de Geografie al Academiei Române, împreună cu colegii lui, Muică în special, cu Stin Popescu, vecinul meu de la Păltineni, care trebuia să fie și nașul meu, din păcate nu mai este, nu mai există, deci au făcut studii în zona respectivă. Și iar lucrările lui Bălteanu, inclusiv lucrare de doctorat, se referă la fenomenele geomorfologice din subcarpații Buzăului. Da, hai să... Mergem acum, da.